În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului, Sfințite Părinte, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, Cel ce ne luminează și ne înțelețește cu al Sfânt Har și cu asta iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacucernice Părinte, drept slăvitori creștini, cu mila lui Dumnezeu suntem astăzi în Duminica Nouă după Rusalii. În fiecare an, Biserica a rânduit ca în Duminica Nouă după Rusalii să fie citită la momentul potrivit al Sfintei Liturghii o pericope evanghelică foarte relevantă și plină de miezuri, de conținut, cum de altfel sunt toate pericopele evanghelice. Astăzi, citindu-se pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 14, versetele 22 până la 34, în care ne este relatată minunea potolirii furtunii și a umblării lui Iisus Hristos pe mare. Această pericopă evanghelică este în continuarea și evenimentele în cronologia lor sunt în continuarea Evangheliei de duminica trecută cu înmulțirea pâinilor și a peștilor, a celor 5 pâini și a celor 2 pești. Căci iată, așa și începe pericopa evanghelică de astăzi. Iisus Hristos a silit pe ucenicii săi să urce în corabie și să treacă de cealaltă parte a mării până El va da drumul mulțimilor. Căror mulțimi? Mulțimilor pe care, duminica trecută, din pericopa evanghelică de atunci, am văzut că Hristos le-a săturat cu cele 5 pâini și 2 pești, fiind ca la 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Pentru că atunci le-a cuvântat lor Mântuitorul toată ziua. Și ucenicii la un moment dat l-au atenționat: Doamne, dă-le voie să plece, dă-le drumul să plece, că sunt de azi dimineață pe căldură, pe arșiță și sunt înfometați. Și atunci Mântuitorul ce le-a spus? Milă-mi este de popor, dați-le voi să mănânce. Și ei au zis, ce să le dăm, că n-avem decât o brumă de pâine și câțiva pești. Aduceți-le aici! Și atunci știm din minunea, din relatarea Evangheliei de duminica trecută, ce minune s-a săvârșit, încât după săturarea celor 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, au mai rămas prinoase sau rămășițe ca la 12 coșuri. Iată acum Mântuitorul îi pune pe apostoli să urce în corabie, să treacă de cealaltă parte a mării, el, Mântuitorul, dând între timp drumul mulțimilor, după care el s-a retras în munte să se roage. De unde învățăm, și el ne arată prin aceasta, că după orice fapta noastră, o realizare sau succes al nostru, bine ar fi, indicat ar fi să ne retragem și să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toată darea cea bună și pentru toată fapta cea bună sau darul cel de folos pe care El ni l-a oferit ori ni l-a dăruit nouă. Și iată, apostolii fac întocmai, că l-ascultă, ucenicii l-ascultă pe Mântuitorul. Dar iată că la a patra strajă din noapte, adică între ceasurile 3 și 6, undeva după orele 3 dimineața, spre zorii zilei, iată, ei se tem de două lucruri, ucenicii, apostolii. Odată că s-a pornit furtună potrivnică cu valuri împotriva corabiei lor și de parcă n-ar fi fost suficient acest lucru, li se mai și arată o făptură omenească
ca o nălucă și ei s-au înspăimântat. Și El, Hristos Domnul, căci El era, venind să-i cerceteze pe ei, știindu-le măsura puterilor lor, a neputințelor lor și chiar a fricii sau a spaimei lor, le spune: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și atunci apostolul Petru, plin de recunoștință și de respect la adresa Mântuitorului, spune: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă, așa cum apostolul Petru și toți ceilalți ucenici l-au văzut pe Mântuitorul că venea la ei pe apă ca pe uscat, arătându-se prin aceasta dumnezeirea Sa și faptul că El este stăpânul cerului și al pământului, al celor de desubt, a celor uscate și a celor în apă sau din apă, a mărilor, a oceanelor și a tuturor râurilor sau fluviilor. Și ca stăpân putea să meargă și să facă ce vrea oriunde, oricând, mergând deci pe apă ca pe uscat. Iar Hristos îi spune: vino. Și el a mers. Petru, Sfântul Apostol Petru, a mers înspre Hristos. Dar la un moment dat, văzând vântul cel potrivnic, s-a îndoit, s-a temut și atunci abia a început să se scufunde. Pentru că atâta vreme cât s-a uitat către Hristos, numai înspre Hristos, nu în jos, în apă, n-a avut nimic. Dar câtă vreme a fost mai atent la vânt, la curenții de aer, mai importanți sau mai mult decât la Hristos, în momentul acela, el îndoindu-se, l-a cuprins frica și începea să se scufunde. Mântuitorul apucă de mână și îi spune: nu necredinciosule. Îi reproșează, dar cu o dragoste părintească: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și-l apucă și îl salvează. Și apoi intră ei în corabie și el potolește furtuna. Iar ei îl recunosc, închinându-i-se lui, că este Domnul și Dumnezeul și Stăpânul, și spun acest lucru cu adevărat: mare este acesta, Fiul lui Dumnezeu este acesta, Fiul celui preanalt. Multe învățături deprindem din această pericopă evanghelică. În primul rând, Hristos Domnul ne ajută pe noi întotdeauna în viața noastră, în realizările noastre, în succesele și împlinirile noastre. Și de aceea, ori de câte ori avem parte de o bucurie, de o împlinire, de un succes, de o realizare, precum a făcut El odinioară, retrăgându-se munte și rugându-se, așa și noi să facem, retrăgându-ne și mulțumindu-i și rugându-ne Lui cu slavă dându-i, cu multe evlavie închinându-ne Lui ca unui Domn și Stăpân și binefăcător al nostru în tot locul și în tot ceasul. Apoi, corabia este biserica. Cei din corabie, precum odinioară ucenicii, suntem noi, ucenicii Domnului, fiii sau membrii bisericii. Corabie care și este construită ca o corabie, biserica, ca o navă. În secolul al IV-lea, la sinodul de la Calcedon, s-a hotărât ca forma bisericilor să fie aceea de navă, simbolizând această corabie în care Mântuitorul a fost împreună cu ucenicii Săi. Și iată această corabie a bisericii în care ne aflăm noi, și bine ar fi să fim în corabie, nu în afara ei, adică în biserică, nu în afara ei, este de multe ori atacată și lovită de diferite vânturi, de diferiți curenți, de diferite valuri, mai mari sau mai mici, toate potrivnice ei. Însă biserica, până la urmă, această corabie a mântuirii, avându-L cârmaci pe Hristos Domnul, a ajuns întotdeauna la limanul mântuirii. Dincolo
de orice obstacole, vicisitudini, încercări sau ispite cu care ea, biserica, s-a confruntat de-a lungul istoriei. Trecând, deci, peste toate valurile, căci până la urmă ce e val, ca valul trece. Important este ca orice val vine asupra noastră și a bisericii să facem, să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm și să ne îndemnăm unii pe alții spre a-l trece cu bine, spre a nu cădea sub povara lui și sub greutatea lui, ci spre a-l depăși și a-l trece, ori gestiona pe el, oricare val ar fi, cu bine. Noi, cei din corabia bisericii, ce se află pe valurile acestei vieți și acestei lumi, suntem supuși multor încercări. Avem momente în care vrem să venim către Hristos Domnul, pentru că suntem impresionați de tot darul cel bun și de toată binecuvântarea pe care El ne-a împărtășit-o și ne-o împărtășește nouă, cu timp și fără timp, în tot locul și în tot ceasul. Și spunem și noi impresionați, precum odinioară Apostolul Petru, Doamne, noi știm, eu știu că Tu ești. Și Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine. Și Hristos spune, ne spune și nouă, ni se adresează și nouă, precum odinioară lui Petru, vino, veniți. Când ne cheamă la Sfânta Liturghie, ne spune vino. Când ne cheamă la post și la rugăciune, ne spune vino. Când ne îndeamnă să săvârșim faptele bune ale milei, trupești și sufletești, ale milosteniei, când ne cheamă să ne spovedim, să ne împărtășim, să ne mărturisim noi păcatele, întotdeauna ni se adresează cu acest apelativ cald și părintesc de vino. El fiind în așteptarea noastră, în întâmpinarea noastră, venind practic pe drumul către noi, în calea noastră. Însă pe parcursul acestui drum apar îndoieli, apar obstacole, vânturi, curenți, încercări, ispite de tot felul, mai mari sau mai mici, mai puține sau mai multe, mai grele sau mai ușoare. Și atunci, copleșiți fiind sau mai mult impresionați fiind de aceste situații, încercări, obstacole sau curse, nu ne mai uităm către Hristos, nu ne mai raportăm direct la El, nu ne mai ținem numai de El. Și în acele momente și noi, precum odinioară Apostolul Petru, ne îndoim și cădem și ne scufundăm în valurile acestei vieți, acestei mări învolburate și tumultuoase a vieții noastre, cu bune și cu rele, cu grele sau cu ușoare. Și atunci, bine ar fi ca și noi, precum odinioară Sfântul Apostol Petru, să strigăm, Doamne, scapă-mă! Doamne, miluiește-mă! Căci de aceea cântăm și ne rugăm la biserică, în timpul Sfintei Liturghii și la celelalte sfinte slujbe, și nu numai la biserică, ci și în rugăciunile noastre particulare, cu această rugăciune repetată, Doamne, miluiește-ne! Cerându-i astfel lui Hristos milă și îndurare și pavăză și izbăvire, apărare sau scăparea noastră. Și precum odinioară Apostolul Petru și noi să strigăm cu toată convingerea, cu toată determinarea, cu toată încrederea, adresându-ne lui Hristos, cu Doamne, miluiește-mă, Doamne, scapă-mă, Doamne, izbăvește-mă, Doamne, apără-mă, Doamne, mântuiește-mă. Și El va interveni providențial și proniator, precum atunci, apucându-L de mână pe Apostolul Petru și salvându-L, scăpându-L, scoțându-L din volbura valurilor. Și ne se va adresa și nouă, tot părintește, cu un ușor reproș, dar foarte subtil și delicat sau elegant, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Că eu n-am plecat, eu n-am dispărut, eu sunt tot aici, eu te aștept, eu sunt în calea ta, în întâmpinarea ta, în așteptarea ta. De ce te-ai îndoit? De ce ai crezut că ispitele, valurile acestei vieți din această lume
sunt peste mine, mai mari sau mai puternice decât mine, eu care sunt Domnul Dumnezeul tău, stăpânul cerului și al pământului, creatorul tuturor celor văzute și a tuturor celor nevăzute. Și atunci El ne va prinde, dacă ne vom ruga Lui, dacă îi vom cere Lui acest lucru cu toată convingerea noastră, și ne va izbăvi și ne va reintroduce în corabie, în biserică. De fiecare dată când ne spovedim, când ne mărturisim, când ne împărtășim, reintrăm în comuniune cu biserica și prin biserică revenim acasă și ne reintrăm în comuniune cu Hristos, cârmaciul sau căpitanul acestei corabii, adică a bisericii, piatra cea din capul unghiului pe care unii au nesocotit-o, dar ea este de fapt capul acestei biserici. Acestei biserici care este cetatea, după cum ne-a asigurat El, pe care nici porțile iadului nu vor birui, adică niciun val nu va putea copleși, niciun vânt nu va putea răsturna. Chiar dacă au fost atâtea valuri și sunt în continuare și vânturi năpraznice asupra bisericii, asupra corabiei bisericii, de la erezii, secte, tot felul de atacuri și provocări, tot felul de comentarii, de cârcotel și de reproșuri, biserica rămâne aceeași, ieri, azi și în veci aceeași. De ce? Pentru că Hristos Domnul, stăpânul și conducătorul, cârmaciul sau căpitanul acestei corabii, acestei corabii a bisericii, este Hristos Domnul, ieri, azi și în veci același. Ce mai putem reține din această pericope evanghelică? Că Cel ce ne cercetează pe noi în necazuri, după cum și psalmistul sau prorocul David spune, este Hristos Domnul care spune: cercetat-mai pe mine în ziua necazului meu. Orice încercare vom avea sau avem, orice ispită, orice greutate, orice dificultate am avea în această viață, în această lume, pe acest pământ, Lui să-i cerem ajutorul, purtarea de grijă și binecuvântarea. El, cercetându-ne în și prin aceste necazuri, căutând să ne îndrepte pe noi, să ne întoarcă pe noi și totodată să ne ajute, să ne izbăvească și să ne apere pe noi. Căci multe din încercările sau greutățile vieții noastre sunt piedici împotriva altor păcate pe care le-am fi săvârșit, și Dumnezeu știe acest lucru, dacă n-am fi avut parte de încercarea respectivă. Cine știe ce altceva mult mai grav ni s-ar fi putut întâmpla. De aceea, multe din încercările noastre, de fapt, cred că toate, au acest rol pedagogic și didactic, dacă vreți, de îndreptarea noastră, de întoarcerea noastră, de izbăvirea noastră, de sfințire și de mântuirea noastră și mai ales de însoțire și de înveșnicire cu Hristos Domnul, pe care, în orice moment, să-L chemăm, către care să mergem, căci El oricând ne spune: vino, eu sunt aici, și ne așteaptă, și ne întinde mâna, și intervine, numai noi să vrem, noi să-L chemăm, noi să-I cerem ajutorul, să-L implorăm, să-L invocăm pe El. Și astfel, ținându-ne de El, apucându-ne cu mâna noastră de mâna Lui, să nu-L mai lăsăm și să-L rugăm, să-L implorăm, să nu ne mai lase, să nu ne abandoneze. De fapt, nu El este Cel care ne abandonează. Noi îl abandonăm pe El. Iar El, în virtutea libertății pe care ne-o respectă, ne lasă în voia noastră, în socoteala noastră, în legea noastră, dacă noi așa vrem să trăim departe de Hristos, să ne îndepărtăm ori să ne înstrăinăm de El. Însă, încercările ne ajută să ne întoarcem la El, cu toate că sunt multe dintre ele grele și ne copleșesc. Ne copleșesc. Unele probabil ne și tulbură, probabil ne și smintesc. Totuși, ținându-ne de Hristos, care niciodată nu se face mincinos,
care niciodată nu este neparolist, care niciodată nu-și ține cuvântul potrivit căruia spune: eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Atunci vom înțelege rostul acestor încercări, noima lor, rațiunea pentru care ele ne-au fost îngăduite în viața noastră, oricât de grele sau de mari sau de multe sau dificile ar fi ele. Și deci, rămânând în corabie, unde este Hristos, care, iată, ne dă uneori senzația că este în afară și îl privim precum ucenicii înspăimântându-ne ca pe o nălucă. No. Acelea sunt imaginațiile noastre, fantasmagoriile noastre, că ar fi și alte duhuri, și alți dumnezei, și alte spirite, povești. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, spune Decalogul. Numai mie să mi te închin, alți dumnezei să nu ai și altuia tu, pe altul tu să nu-l slăvești. Așa spune prima poruncă din cele 10 porunci ale Decalogului lui Moise din Vechiul Testament. El este Hristos, de El ne ținem, chiar când ușor se îndepărtează de corabie, să vadă cum o așează ucenicii, ce facem noi, ucenicii Lui, în ea, cum ne știm gestiona și singuri. Să nu zicem, precum copiii la adresa părinților, uneori că prea ne sufocă cu grija lor sau cu purtarea lor de grijă, ne lasă să vadă noi ce facem, cum acționăm, cum reacționăm, cum gestionăm. Și atunci avem senzația că El se îndepărtează sau că El pleacă sau că ne părăsește ori ne abandonează, dar nu. El stă, ne vede, ne cercetează, ne observă, ne urmărește și intervine prompt și punctual atunci și acolo unde sau când este cazul. De aceea să ne ținem de El, să ne rugăm Lui și să ne izbăvim și noi și să ne mântuim și noi, precum odinioară apostolii, spunând la olaltă cu ei, închinându-ne Lui, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu adevărat, Domnul nostru și Dumnezeul nostru este, a fost, este și va fi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.